S-a făcut o prelevare multiorgan care a decurs bine. S-au prelevat ficatul și cei doi rinichi, între doctorul. Ficatul la București va fi transplantat de profesorul Inel Popescu, iar rinichii la Cluj, poate spune mai mult. Doctorul. Mai este tot de urologie și transplant renal din Cluj, unde vor beneficia două persoane în ședință renală cronică în seara asta, probabil. Practic, fiindcă la fiecare transplant sunt selectați aproximativ 5-6 pacienți, dintre care se aleg 2 pe baza criteriilor de compatibilitate. Deci eu nu știu efectiv cum a decurs selectarea, este în curs. Când o să ajungem, se va ști. Ce sunt aleși în sensul că organul respectiv trebuie să îndeplinească niște condiții. Deci, în primul rând, de la cine se prelevă organul nu poate să aibă cancer. Vă dați seama că atunci îl transplantez și sunt anumite boli infecțioase, de se fac aceste teste înainte. Și după ce îndeplinesc toate condițiile, ultima piesă este discuția cu aparținătorii. Se discută normal, îi se spune, mă rog, n-aș putea spune că e o discuție pentru toată lumea, la fiecare în funcție de, și de capacitatea în care înțelege. Este legea transplantului și este acolo declararea morții cerebrale, este protocol este clar. O zi mai lungă, domnule. Nu, eu 6 noapte am fost. Este 6 seara. Da, deci este în care un se spune clar că trebuie făcut aia și rămân documente care și noi le facem pe toate, se pot vedea și peste 30 de ani. Acele lucruri trebuie repetate după 6 ore și abia atunci se declară moarte cerebrală și numai după aia intervine discuția cu aparținătorul.